acest moment la declarații din partea PNL, PNL care vrea de asemenea desființarea acestei secții. Există pericolul ca România să sufere consecințele activării articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene. Cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Asta spune Constituția României, însă, din nefericire, Tudorel Toader, fost judecător la Curtea Constituțională, ignoră tocmai aceste prevederi importante ale Constituției. Dacă un procuror sau un judecător săvârșesc abuzuri, atunci acestea trebuie sancționate de către CSM și Inspecția Judiciară. În felul acesta facem un apel și către aceste instituții să revină la rolul constituțional în baza căruia aceste două instituții funcționează. Ca sinteză, așadar, PNL urmărește desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Tot ce înseamnă abuz al judecătorilor și procurorilor să fie anchetat de către organismele acestea cu rol constituțional pentru sancționarea faptelor de corupție oriunde acestea se află și în același timp pentru a proteja independența și imparțialitatea instituțiilor din justiție. În același timp, Partidul Național Liberal va depune în această săptămână moțiunea simplă împotriva lui Tudorel Toader. Este ministrul care a făcut un rău... Da, explicit spune Raluca Turcan, PNL urmărește desființarea acestei secții în condițiile în care, doamnelor și domnilor, procurorii care lucrează în această secție specială pentru investigarea infracțiunilor din justiție sunt desemnați pe bază de concurs chiar de către CSM. Asta în legătură cu replica Ralucăi Turcan cu privire la independența. Un procuror desemnat direct de către CSM prin concurs versus un procuror precum doamna Mirică, cea care conducea până acum această secție în interiorul DNA-ului, la DNA funcționând detașările, nu concursul. Care o fi criteriul legat de independență? Vom vedea. Mergem mai departe.